Televiziunea Română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă garantat 100%. Ne-am regăsit la Garantat 100%. Invitatul nostru din seara asta este Horia Roman Patapievici. Bună seara, salut! Mulțumesc frumos că ai venit la noi! Salut, Cătălin! Uh, înainte să începem, am mulțumit pentru cartea asta despre viață, destin și nostalgie. E un volum în care aduni texte de prin 96 până în 2020. Texte, unele dintre ele încărcate de starea de spirit uh, de la momentul la care au fost scrise. Altele bine puse la dospit și exprimate la momentul când era cazul să se exprime. Le spun celor care ne urmăresc că nu e o carte ușor de citit, e o carte care se citește cu fascinație, pentru că se adresează unei multitudini de cititori, adică absolut oricine și cineva care nu-i pasionat de mari eforturi intelectuale poate să citească orice capitol legat de călătorie poate să citească orice capitol legat de București, poate să citească în mod fascinat capitolul legat de păcat și viciu, așa cum poate citi și alte capitole care îi pot stăni interesul. Deopotrivă, sunt și capitole care se adresează unor oameni mai instruiți, pasionați de o anumită dinamică a ideilor. E un experiment foarte interesant să citești cartea asta, pentru că Deja vorbesc mult. Pe măsură ce a fugit experiența de adâncime a citirii oricărei cărți sau a vederii unui film sau a intrării într-o sală de expoziție, pe așa măsură oamenii deplâng dispariția asta fără să practice reinstaurarea lecturii de adâncime. Și în sensul ăsta o să vorbim la un moment dat despre Barico și despre barbari, capitol pe care îl dedici unei cărți foarte importante. Însă, cu permisiunea ta fac o convenție, o să folosesc un set de citate de la tine din carte. E o plimbare prin capitolele importante, prin cele trei secțiuni ale cărții, viața, țara, Europa. Și unul dintre ele, un citat care cred că definește cumva ideea de Horia Roman Patapievici atunci când se exprimă la adresa spațiului în care trăiește, e ăsta. Probabil nu există în Europa țară cu o intelectualitate mai ruptă de popor decât România. Nici alta mai bovaric îndrăgostită și în același timp dezgustată de el. Cum adică? E, e Horia din ce perioadă? E de la început. <laughs> da. Bun, e rigoros, adevărat. Nu? Acum, ce-aș îndulci ar fi uh, când Indignarea sau exigența etică în noi sunt mari, atunci folosim uh, simplificări imperative, cum ar fi nu există uh, țară din Europa în care, și urmează asta, probabil că există. Și cum nu există țară pe care să o admirăm mai mult și care să fi contribuit mai mult la formarea noastră în modernitate decât Franța, în care uh -huh. Parisul să fie mai mult rupt de restul Franței. <laughs> Probabil că nu găsești o altă țară, iar una mai distribuită, cum am remarcat în 94-95 când am fost acolo, decât Germania, probabil că, că nu există decât Elveția între țările europene. Dar cred că e adevărat. Există la noi o îndrăgostire bovarică de poporul nostru și, în același timp, o ruptură de el căutată. Adică nimeni nu vrea să rămână la țară. Odată ce a plecat de la țară. I amorezat de țăranul român și vede în el chintesența românității și are accese de contact cu cu, 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 cu cu profunzimea lui sub forme culinare sub forma datinilor, obiceiurilor și a lacrimilor care îl podidesc sau o podidesc pe omul sau pe persoana respectivă atunci când se confruntă cu sau este confruntat cu anumite reprezentări despre, despre țara lui. Lucru are o însemnătate culturală pentru noi. Nu este pur și simplu un tropism uh, psihologic al, uh, al fiecărui accident individual uh -huh. în parte. Pentru că noi ne-am modernizat în secolul al XIX-lea, într-un fel, care i-a lăsat cu gura căscată, inclusiv pe cei care au participat la el. Radu Rosetti care este parte din, acest, din modernizarea noastră în doar o generație, este uluit când una dintre rudele lui este dezgropată și o constată îmbrăcată în portul de la 1830. Și uitase, el care asistase la lucrurile astea, cum arăta România cu o generație înainte în familia lui și peste tot. Prin urmare, modernizarea noastră a fost atât de rapidă și succesul ei a fost atât de remarcabil încât la 1890, cred, un turc, când venea din Imperiu, unde? Într-o țară care fusese, dacă nu a Imperiului, sub directa influența Imperiului și oricum o anexă a lui pentru secole. Zice, când treci Dunărea în Nord, în România, deja suntem după 1877, deja respiră Occidentul. Asta era percepția unui, unui turc. Deci modernizarea noastră a fost remarcabilă, dar în același timp incompletă pentru un ochi care contemplă la recensământul de la 1830 și nu știu ce la început și vede Asta voiam că... voiam să întreb. A 80 fost o performanță de viteză sau și de substanță? Cătălin, în 90 aș fi răspuns într-un fel, acum îți răspund altfel. Și evoc o întrebare pe care Pierre Chonu și-a pus-o în prefața cărții lui, un studiu important, Europa Clas -ă, Franța clasică. Franța clasică este Franța secolului al XVII-lea. Uh -huh. Și întrebarea lui este cât la sute din populația Franței trăia la vârsta a ceea ce noi mim, numim Franța clasică. Și răspunsul este sub 5%. Prin urmare, noi când vedem modernizarea orizontală răspândită de la centrele care modernizează spre periferie, cazul nostru, uităm că există o axă verticală a modernizării care trece prin chiar societățile care s-au modernizat. Deci, noi nu suntem uh, un accident, suntem un caz care este pe axă verticală, temporală, în țările care au inventat modernitatea, la noi este orizontal. Dar nu e nimic dramatic să izbitor cu toți care s-au modernizat. Da, dar ce vreau, ca să închid asta, modernizarea noastră a fost foarte rapidă, a fost profundă, pentru că noi suntem alt popor. Noi suntem o, alt popor față de cel dinainte de 1821 sau 29, când a fost tratatul de la Adrianopole care ne-a deschis pentru comerțul cu grâne pe, pe, pe Dunăre și în felul ăsta... Uh, gurile Dunării au devenit importante strategic pentru noi, iar noi am intrat în, în capitalism, adică în piața occidentală, și s-au schimbat complet lucrurile. Deci, modernizarea noastră a fost rapidă, a fost profundă, dar n-a fost lăsată să se împlinească. Pentru că ea a fost brusc întreruptă odată cu bolșevizarea țării și a fost înlocuită cu o pseudomodernizare, așa cum a cunoscut-o și Uniunea Sovietică. Modernizarea lui Stolupin. Care era sănătoasă și dacă ar fi mers, uh, 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 ar fi făcut din Rusia o mare putere economică europeană. Dar ea a fost întreruptă și ei a fost uh, substituită o pseudomodernizare care este tipică comunismului. La fel a fost și la noi. Ce s-a întâmplat cu elitele noastre, care toate, într-un fel sau altul, provin din zona uh, rurală, fie și ca mari proprietari latifundiari, uh -huh. boieri, care au o relație de un anumit tip, nemijlocită cu, 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 cu poporul. S -a, a fost contractat un soi de sentiment de vinovăție. Acest sentiment de vinovăție față de ruptura în care se afla și față de situația în care această populație majoritară, gândește-te, 95%, după aceea, 90%, după aceea, 85% trăiesc în mediul rural. Acest mediu a fost pus într-o situație de modernizare care a forțat modernizarea lor. Acest sentiment dublu de vinovăție față de mine că m-am rupt, față de ei că i-am pus în această situație, a dezvoltat toată retorica țăranului român. Asta am numit. În situația asta, pe axa între bovarism și dezgust, unde ești tu la ora asta? Unde te. Pui tu, la ora asta. Exact în momentul în care vorbim, acum. Cătălin, am cămpătat o mare îngăduință față de multe dintre lucrurile pe care le condamnam foarte. Atât am putut. Îngăduință înseamnă că te-ai resemnat? A, nu. Eu sunt un pesimist activ, cu accent egal, și pe pesimist și pe activ multe dintre lucrurile pe care le văd în jur nu-mi plac, îmi displac, mă indignează, mă sufocă unele dintre ele, mă disperă uh, altele. Uh, dacă măsor ce-am putut face în anii mei de serviciu public între 2000-2005, cât am fost la CNSAS, da. într-o poziție de conducere. Da. După aceea, 2005-2012 la Institutul Cultural Român, Cultura Român, tot da. într-o poziție de conducere. Am făcut lucruri semnificative și care au contat. Dar cât de ușor s-au spulberat. Cât de ușor au fost risipite. Mi se spune de multe ori, bun, toate astea sunt înscrise într-o logică a dezvoltării țării și așa mai departe. Probabil că da. Dar sunt multe motive de, de, de disperare pentru cel care încearcă să facă ceva, reușește și vede că ce a adunat Uh, adică nu ce a strâns nu s-a adunat. Uh -huh. Cu niște ani în urmă, tot aici l-a garantat 100%. Ai vorbit într-un moment foarte emoționant, uh, pentru că tot vorbeam despre felul în care se vede bovaric sau dezgustat poporul. Ai vorbit despre unul dintre evenimentele din viața ta, nu s-a întâmplat doar o dată, să fi pus într o situație în care niciunul dintre noi, niciunul dintre cei care ne urmăresc, nicio ființă umană n-ar dori să fie pusă. Uh, ai vrut să explici lucruri, ți-ai făcut datoria onest, dar ca răspuns ai primit ceva absolut inimaginabil, ai fost cuipat la propriu. Mai păstrezi în tine sub formă de resentiment sau de altceva în momentul ăla. Și nu doar momentul ăla, ci ce lasă el în jur, siajul lui. Îmi amintesc cu foarte mare neplăcere de, de episodul de anii episodului meu public de după 2008 când a început campania da. personală împotriva mea la Antena 3. Dar atunci erau și România TV, și asta și realitatea TV, toate erau de conivență, ca să zic așa. A fost oribil. Când îmi amintesc, n-am uitat nimic. Dar Cătălin, atât am putut. Atât am putut și eu. N-ai convinge pe alții, atât au putut și ei. Nu poți divorța de poporul tău. Din cauza asta, țara am pus-o în logica destinului, potrivit remarcei care e banală, dar care e, e un adevăr ontologic. Nimeni nu poate sări peste umbra lui. Poți să faci pe dracu în patru. Poți să te faci frate cu dragul. Nu pot sări peste umbra ta. Nimeni nu poate sări peste țara lui ca destin. Mi-am înțeles mai bine țara? Eu sunt într-un dialog cu ea care, care pleacă din momentul în care uh, am înțeles uh, logica care leagă servitutea politică socială, economică, sufletească în fond în care ne aflam sub nemernicul de Ceaușescu și retorica bazată pe vulgata bunului român. Naționalismul care fusese și al legionarilor pentru că așa cum a arătat Lucian Boia într-un studiu cultului Tudor Vladimirescu care a fost inițiat de legionari a fost preluat integral cu aceleași cuvinte de către comuniști. Deci, umilința la care am fost supuși... Este și o glumă celebră care spunea Capitane, nu fi trist, garda merge înainte prin Partidul Comunist. E păstorel Teodoreanu. E geniu absolut păstorel Teodoreanu. Există o legătură profundă, am înțeles asta la începutul în 80, între propaganda naționalistă și umilirea politică, servitutea țării. Pentru că dacă vreți să fim patriot, uh, atunci trebuie să înțelegem că uh, dezgustul personal față de Nicolae Ceaușescu e mult mai responsabil decât gustul meu estetic. Este faptul că o țară este aservită în numele celui mai mare patriotism. Ei bine, care e viciul? Viciul l-am numit Vulgata Bunului Român și m-am chinuit să-l denunț în anii 90, în chibesmetic. Dar reflexia mea a început, Cătălin, în, în 82, cred, când mi-am zis, totuși, ăsta, mă refeream la Ceaușescu, ăsta este plin de țara lui. Până în gât, Îmi scoate pe ochi iubirea lui de țară și îmi spune că naționalismul lui este forma supremă de demnitate pentru o țară care este totalmente umilită. Și atunci am luat două rânduri de cărți, istoria românilor a lui uh, Iorga yeah. și istoria românilor a lui Xenopol. Și am început să citesc. 1, 2, trei, de la unul și de la altul. Și am scris. Atunci, un un, un eseu pe care nu l-am publicat încă, uh, foarte virulent, care se cheamă În chestiunea unei aberații, patriotismul românesc. Ai reușit să-ți atâta vreme un text, fără să-l publici. O, sunt multe <laughs> în situația asta, da. Dar titlul e foarte evocat. În chestiunea unei aberații, și acest folosirea chestiunei este mai rășiană, mm -hmm. în chestiunea unei patriotism. Adică, a, aici m-a ajuns să văd fisurile în modul în care noi suntem patrioți. Și am dezvoltat mm -hmm. atunci o teorie în finalul eseului despre cum poți să fii patriot fără să-ți înjosești sau rătăcești țara. Pentru că sunt patriotisme care rătăcesc țara. Îmi dai voie să citesc da. ceva din volumul actual? Căci la noi aproape totul ți se trece cu vederea dacă semeni cu toată lumea. Dacă furi, ești privit cu îngăduință. Dacă te lași corupt, ești tratat cu înțelegere. Dacă tu corupi, ești compătimit. Dacă ești incompetent, nimeni nu observă. Dacă ești lichea, toți îți admiră deșteptăciunea. Dacă ești idiot, te bucur de simpatie. Dacă ești mârlan, ești respectat. Nu atrage atenția nimănui nici dacă ești bun, nici dacă ești rău, nici dacă minți, nici dacă spui adevărul. Totul ți se trece cu vederea și hoția, și corupția, și prostia, și incompetența, și lichelismul, și minciuna, și nesimțirea. Cu o singură condiție să fii patriot. Iar a fi patriot înseamnă a venera public valorile naționale și a fi vigilent cu denigratorii lor. Da, ah, clar. Tu ai trăit din plin pe proprie piele experiența de denigrator. Acest ai zi... vorbit și despre domnul profesor Boia. Sunteți niște denigratori de frunte. Aiurea, ah, suntem doi oameni care și iubesc țara cu responsabilitate și cu exigență, pentru că din responsabilitate decurge exigența. Fără una nu merge fără alta. Da. Am intrat în vizorul vigilenților naționale. Uh -huh. E. O să întreb foarte direct. Nu doar dezangajant, e castrant lucrul ăsta? Oh, da. Da, da, clar. După cum de cinste, e castrantă pentru cinste. Și așa mai departe. Da. Clar. A adică... Etalarea corupției, respectul față de descurcăreții care încurcă pe toată lumea, l-am citat pe Andrei Pleșu, e o vorbă extraordinară. Așa este, descurcăreții ăștia care strânesc admirația tuturor cu istețimea lor în a fenta, a dribla și a obține nu știu ce, încurcă pe toată lumea, iar în plan metafizic încurcă țara în destinul ei, în mod clar. Ori de, de ăștia e plină țara noastră. Asta nu înseamnă că la noi uh, uh, ce m-a moderat este că noi suntem un amestec extraordinar de frapant de mari calități individuale în oameni cu defecte sociale dezesperante. Pentru că țesutul ăsta dezesperant care ne ne, ne, ne dezgustă și ne deprimă de, de, de multe ori, cu care orice român este confruntat, este firul care țese, nu este un fir uh, uh, ordinar. E făcut din multe virtuți remarcabile la oameni individuali. Dar, dar nu face masă. Sau face masă, critică în unele momente istorice și... Atunci, istoria lor le aparține, celor care fac asta. E momentul Pașoptist, este momentul marii generații Cogălniceanu cuza, este momentul marii generații Carol I. Uh, era o minoritate, ei, ei nu făceau majoritatea, dar uh, reușiseră să facă masă critică instituțională, ca să spun așa, și ei uh, împingeau uh, țara și iar. Ăștia, alți care erau, așa, erau puși într-o situație de mergem la remorca lor. Și sunt momente istorice când s-a făcut bolșevizarea țării. Folosesc acest termen pentru că e brutal și pentru că e un termen injurios. Mm -hmm. Și îl fac pentru ca să nu uităm că, în termeni naționali, ce s-a întâmplat după abdicarea regelui este un, un mare moment de înjosire națională. Deci, în momentul în care țara a fost bolșevizată, ce s-a petrecut este că ea a fost și răsturnată. Și motoarele modernizării și uh, uh, a, a destinului bun al, al, al țării au fost aruncate spre periferie, care însemna periferie socială, dar însemna și periferie penitenciară. Sau, uneori, au fost trimiși în moarte. Și a fost scos ceva care s-a rearanjat pe un temei. Uh, de pseudomodernizare, cum am spus, dar moralmente pe falsitate. În termenii lui Titu Maiorescu, al formelor fără fond, când spunea că antidotul este adevărul, s-a trecut pe o formă fără fond care era ideologică, nu mai era imitațională, dar eram tot în, ca să vorbesc ca interbelicii, în falș. Um. Ca unii interbelici. Te referi la Monica Lovinescu și spui așa. A înțeles înaintea multora că esteticul fără etic nu poate salva nici cultura, nici oamenii care se luptă pentru ea și că alături de talent, scritorii au nevoie de conștiință și de exigențe înalte. Am încheiat citatul. Te-ai mai gândit la lucrul ăsta sau rămâne la fel? În ceea ce te rămâne la fel. Cum am spus în introducerea la textele astea, le-am ales pentru că ce spuneau ele atunci când le-am scris, continuă să-mi spună și astăzi. Da, este e, e, e foarte adevărat. Se poate adăposti în eticul ăsta și ceva ce n-ai luat în calcul în momentul în care ai scris rândurile astea? La ce te gândești? Mă gândesc la faptul că cineva care. Dau un exemplu absolut tâmpit, dar cineva care e virtuos în lumina spațiului public, poate să fie în totală necunoștință de cauză pentru toată lumea din jur un superticalos acasă la el. Viața este vastă. Iar oamenii sunt complexi. Dar, dar ce spun acolo? În fond, chestiunea pe care o ridici este o chestiune care în teologie se numește teodicee. Da. La scara lumii este vorba de prezența răului în lume, cum se justifică ea, cum o putem înțelege și care este sursa. Întrebarea clasică latinească, unde malum, de unde provine răul, este... Este o întrebare fundamentală și de bază, inclusiv pentru cel prin care răul vine în lume. Deci, judecata este foarte complexă nu asupra răului pe care îl produce un om. Aici judecata este relativ simplă. Asupra, când este vorba de un creator, sau chiar când este vorba de un om care interacționează, pentru că da. ai evocat în primul rând imaginea publică, nu e vorba de un creator, uh, imaginea publică versus realitatea privată. Uh -huh. uh, e cadul pe două uh, nu, nu dau nume pentru că nu vreau să demasc pe nimeni, uh, dar asigur pe cei care se uită la noi că nu fac referire la cineva din cultura noastră. Dar sunt mari creatori care au fost pedofili. Într-o epocă în care acest lucru putea fi mărturisit, măcar pe jumătate, uh -huh. vedem în jurnalele lor. În epoca în care nu mai putea fi mărturisit, ce vedem în însemnările lor, sunt notații care pot fi înțelese și biografia au făcut-o. Dar cum ne raportăm la, la ei în aceste condiții? Dar vreau să-ți complic și mai mult. Uh, Să-mi complic mie cazul, pentru că pe mine m-ai citat cu o, cu, cu o afirmație care despărțea net uh, uh, apele. Cum anume judecăm uh, opere în care această violență bunăoară transpare în forme care sunt estetice. La opere pe care le admirăm pentru umanismul lor. Exact. Gernica lui Pablo Picasso este o operă emblematică pentru protestul împotriva războiului, a ororilor lui și a tipului de imoralitate și inumanitate profundă legată cu intervenția, de intervenția militară. Acolo este o violență pe care o pot regăsi, acum foarte bine, în raporturi pe care el le-a întreținut. Dar el n-a folosit violența rea pentru a configura... El a folosit, a aplicat violența pe o situație care servește binele. Deci judecata e foarte complicată. Ar fi putut să atingă această violență fără alt tip de violență pe care o cunoștea? Cine poate ști? Eu nu știu să răspund la întrebarea asta. Pentru cazul uh, virtuosului public versus păcătosul uh, uh, privat, exemplele în istorie sunt miriade. Să luăm cazul cel mai pitoresc, care este al lui Churchill, cu numeroasele lui vicii private care sunt pitorești văzute din afară. fumatul, lui, tabagismul lui endemic, băutul extraordinar, tipul de program pe care le avea, nu știu ce. Bun, și Stalin avea un program care era dement. Lucra noaptea, toată lumea, toate ministerele erau lucrau noaptea, făcea altceva în timpul zilei. Semna listele de Oh, da. așa. pe care trebuie să fiu și și adnota ăsta, da, aici cu chinuri, nu știu ce. Uh, omul e foarte complex Omul e foarte complex Și când modernitatea a introdus Ca principiu politic Separarea uh, spațiului privat De spațiul public las că asta întemeiază Ceea ce noi numim o societate respectabilă Și distinge ceea ce Benjamin Constant numea Libertatea anticilor Care era o servitute publică uh, Versus libertatea uh, modernilor Dar în felul ăsta Permite un paradox. Și știi care e ăsta, E paradoxul pe care uh, Mandeville, la începutul secolului XVIII, în Fabula al Binelor, l-a ilustrat prin subtitlu, care spune totul. Sau despre transformarea Bine. vicilor private în beneficii publice. Acum noi ce vrem? Noi vrem o societate de sfinți. Îmi vine să spun, hai să transformăm Lumea într-o mănăstire. Ăsta pentru noi, însă, este uh, un model de societate penitenciară. Penitenciar vine de la penitență. Da? <laughs> deci îi pune pe toți să fie penitenți pentru păcatele lor, pe care o autoritate virtuoasă nu? Uh, 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 decide și alocă pedepse și așa mai departe. Deci e un soi de împărțire judicioasă a complicității. Nu, n-aș spune asta. N-aș spune asta. Tu însuți citezi în cartea asta minunată cum căința e o ștergere a păcatului și asigură, de fapt, pornirea sănătoasă din nou, de la capăt, pe drumul viciului. Asta este citatul din Ion Vianu, exact. care este genialisim. <laughs> I Ion Vianu, uh, uh, psiholog fiind de tot, exact. uh, l-am pus la, în exergă la despre vicii și păcate și vreau să-l citesc în chiar forma exact lui. Exact așa cum sună el, da. Pentru că e perfect. Căința te curăță de păcat și îți permite să o iei de la capăt pe calea viciului. <laughs> da. Cum am spus, omul e foarte complex. Dar care e tipul de societate care corespunde acestei complexități într-un mod. Uh, cum să caracterizez asta? Pentru că și noțiunea de demnitate este. Uh, nu, e istorică. Da. Adică, ceva numim noi demnitate, ceva numea omul din secolul al XIII-lea, altceva numea în epoca tang, în China demnitatea și așa mai departe. Deci se schimbă. Dar ceva rămâne și noi considerăm că societatea modernă este o societate care prin accesul la libertăți, prin garantarea drepturilor, prin această separare între public și privat, permite o anumită demnitate vieții omului. Ori asta trebuie salvat, îmi vine să spun, cu orice preț. Și nimic nu este lipsit de tăiș, Cătălin. Adică toate lucrurile, inclusiv o mare iubire, sunt cu dublu tăiș. Absolut. Prin urmare, revenim la, la înțelepciunea clasicilor și la răspunsul lui Socrate, care a fost întrebat. Socrate, ce îi spune unui tânăr că este cel mai prețios lucru în viață? Și răspunsul lui a fost nimic să nu fie prea mult. Să cer ceva foarte trivial. Să expediem în vreo șase minute un subiect extrem de important. Subiectul e legat de vorbele astea. Niște bunuri culturale pe gustul tuturor care mimează originalul îl simplifică în mod spectaculos care permit și industrializarea și democratizarea și care sunt capabile să satisfacă pe oricine acceptă să se priveze de dimensiunea de adâncime a originalelor. În acest mod au apărut vinul fără suflet, fotbalul fără suflet, cartea fără suflet, informația fără suflet. Te referi la Barbarii, eseu despre mutație, o carte a lui Alessandro Barico, autor pe care au avut și noi bucuria să-l avem invitat aici, să discutăm despre cartea asta. Aici se vorbește despre mutație despre mutanții care vin, despre barbarii care vin, um, care sunt deja aici, e, te dezangajează lucrul ăsta? Te dezangajează prezența acestor barbari? Partea prima întrebării. Partea a doua. Te simți sub vreo formă complice cu forma asta complicată de barbarie? mă dezangajează, mă, 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 mă deprimă și este una dintre sursele pesimismului meu. Eu cred că noi trăim un moment de discontinuitate a memoriei, a tradiției culturale, care ne poate pierde complet. Noi poate că nu vom dispărea așa ca biologic, mm -hmm. dar ne vom transforma în ceva care nu mai seamănă cu ce, cu, cu această mare, mare tradiție a Greciei, a Romei, a creștinismului a modernității, care este o invenție genialismă, Deci, de, de, ceva că mă, mă, deprimă extraordinar. Dacă mă simt complice, răspunsul e următorul. Eu sunt un asidu, folosesc internetul la maximum. Folosesc toate instrumentele tehnologice care pe unii îi pierd, pentru că se tâmpesc cu, nu știu, eu le folosesc. Sursele mele, eu, eu, eu folosesc această tehnologie în scopuri care sunt diferite. Niciodată, Cătălin, am avut acces la mai multă inteligență exact. decât prin acest telefon mobil, prin această tabletă, prin acest calculator și internet. Am toate tomurile tare. de dicționare mm -hmm. de toate tipurile. Am toate operele la dispoziție. Îmi trebuie timp și minte. Ai stat de vorbă până acum cu ChatGPT? Nu. Deci nu ai purtat niciun dialog cu nu. acest sistem de inteligență artificială care din noiembrie se adresează în mod gratuit întregii omeniri. Nu, 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 nu. Deci sunt complice pentru că folosesc aceste tehnologii. Dar sunt cu adevărat complice? Pentru că problema nu este. Tehnologia este ceva care uh, are conținutul scopului uh, tău. Deci problema nu e a tehnologiei, problema nu e a faptului că avem foarte mult timp liber, străbă Domnului că avem mult timp liber. Problema este a noastră, a exigențelor noastre, a acelei dimensiuni de profunzime care s-a pierdut. Vinul piemontez față de vinul de California are, pretinde Barico, aici, nu știu, uh, 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 acea profunzime uh, 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 care distinge între ceea ce eu am numit omul recent, apropo, Alex Sherman da, da. avut o pastilă în dilema și spunea, voi vă dați seama că Pata Pievici a vorbit de omul recent cu șase ani înainte de Barico? ce așa și Deci, această dimensiune, care, pierderea acestei dimensiuni care îl caracterizează pe cel pe care l-am numit omul recent, este un fapt. Noi, într-un sens, suntem toți oameni recenți, pentru că suntem supuși unei presiuni de aplatizare a sufletului de tipul de viață pe care îl ducem. Cei răspuns cuiva care spune, domnule Patapievici, am și eu dreptul meu, deși n-am citit prust, am dreptul meu să beau un vin de soi, un vin pe care cineva îl pune sus pe scara valorilor vinului. Am dreptul să fac lucrul ăsta? Trăiesc într-o lume democratică? Poate că îl pot aprecia și eu așa cum îl apreciați dumneavoastră. Ce răspunzi? Singurul lucru pe care îl spun este, ești anticapitalist? Adică socialist sau nu? Pentru că dacă ești socialist, ești un bou. Nu înțelegi că numai în capitalism ai posibilitatea tu, care nu ești nici aristocrat, nici posesor de mare avere, așa? să ai lucrurile astea. Eu sunt un plebeu, Cătălin, le am pe toate. Acum, grație capitalismului. Ăsta este cel care face cu Putin, care pune în centru, nu pe producător, pe deținătorul de capital, da. cum își imagina Marx, ci pe consumator. ăsta e tot șpilul. Dacă ești socialist și vrei să bei un vin bun, nu reușești. Adică poți să o faci, dar nu știi uh, cui ți se datorează uh, această extraordinară șansă. Pe ce calculatoare, cu ce putere de calcul am achiziționate la un preț de nimic, prin asta înțeleg, poți să le iei din salariul tău omul care ești aici jos. E bună democratizarea în general, Horia? Este în sine bună. Este în sine bună, dar atenție! Pot să-ți dau un citat care nu-i pedant? Te rog. Uh, Edmund Burke, uh, 1891, când a scris Reflexia asupra Revoluției din Franța, opune egalitatea formală, invocată ca un principiu abstract de către revoluționari, ceea ce el numește egalitate socială și spune tipul de egalitate pe care o prețuiesc nu este aia formală, nu știu ce pe care o prețuiesc, ci egalitatea socială prin care înțeleg Uh, egalitatea restrângerii. Asta este social freedom în fond. Divertatea The socială. of restraint. Egalitatea uh, moderației. ăsta uh. e răspunsul. Horia, mulțumesc frumos că ai venit la noi. Trec, uite așa, minutele. Mulțumesc pentru cartea asta despre viață, destin și nostalgie și despre... Mulțumesc în primul rând pentru onestitatea ei, pentru că e, nu e deloc foarte ușor ca după felul tău de experiență în spațiul public din România să reușești să te mai așterni la scris și la expresia adresată lumii din jurul tău cu nivelul ăsta de onestitate și dacă se poate cu cât mai puțin resentiment. Cătălin, fără oameni totul e mort, oamenii sunt totul. Cu vorbele astea încheie. Mulțumesc frumos că ai venit la noi și spor în tot ce Te mai așteptăm cu drag. Tuturor celor care sunt alături de Garantat 100%, mulțumim frumos pentru încredere. Ne vedem duminica viitoare. Seara frumoasă!